Schengen cu vizita șefului OMV aici în România. Haideți să vedem ce anume dorea să solicite statului român OMV-ul, ce a primit, dacă a primit ceva și ce legătură ar fi cu Schengen. Andreea Dumitrache a urmărit acest subiect, are toate detaliile, are inclusiv informații de culise. Bună seara, Andreea! Bun găsit, Răzvan! Bună seara tuturor! Sunt informații venite pe surse, dar și informații pe care le-am văzut în comunicatul oficial dat de Guvernul României după această întâlnire cu cei de la OMV, unde anunță că au discutat despre menținerea tuturor operațiunilor și investițiilor din Neptune Deep și lucrurile discutate acolo. Ce nu ni se spune și am aflat pe surse este că cei de la OMV ar fi dorit această renegociere a legii offshore, pentru că sunt nemulțumiți de unul dintre articole, articolul care se referă la dreptul de preemțiune al statului român, cum că statul poate să cumpere, are dreptul să cumpere o cantitate de gaz, este primul căruia îi se oferă cantitatea de gaz, dacă în 7 zile statul român refuză cantitatea, de-abia după aceea OMV Petrom poate merge cu gazul în altă parte. Iar articolul pentru care s-au cerut aceste clarificări din partea statului român, așa spun cei de la OMV, că nu este clar, se referă la faptul că se pot introduce restricții temporare de preț și vânzare pentru cantitățile necesare în vederea asigurării consumului pentru clienții casnici. Aici este problema pe care cei de la OMV o reclamă și pentru care ne-au dat în judecată. Au mers la Curtea de Arbitraj Internațional de la Paris. Deci au anunțat că merg cu această investiție, dar ne-au acționat în instanță. Iar astăzi, răspunsul pe care l-au primit de la premierul Marcel Ciolacu a fost acela că legea offshore este una bună, că este normal dreptul de preemțiune și că nu se poate renegocia acum, în contextul în care România este ținută afară din Schengen. Că toate companiile austriece au o imagine proastă la noi în țară, pe fondul acestui veto al cancelarului austriac, și le-a cerut Marcel Ciolacu de la OMV să facă și lobby pentru țara noastră. E foarte interesant ce spui, pentru că, de fapt, Marcel Ciolacu leagă toată povestea asta de Schengen. Întrebarea pe care nu știu în ce măsură o putem lămuri, poate doar pe surse, este cum se face, Andreea, că șeful OMV vine fix cu puțin timp înainte în România de consiliile JAI din acest an, a venit în 2022 cu puțin timp înainte de acel consiliu în care România a fost respinsă de la aderarea la Schengen prin veto-ul Austriei. Cum se face că își alege atât de bine aceste momente? Da, exact așa sunt momentele alese și tocmai de aceea se vorbește de fapt și pe acest joc al puterii. Că de fapt ceea ce vrea Austria, cancelarul austriac, ce vor cei de la OMV, este să dispună de gazul nostru cum vor ei. Să-l ducă la Viena fără să ceară voie, fără să pună mâna pe telefon, dacă vorbim așa într-un limbaj mai colocvial, și să sune la premier. Sunt aceste informații că de fapt asta se vrea, ca OMV Petrom să poată merge cu acest gaz pe bursa de la Viena, fără ca statul nostru să aibă controlul, așa cum este normal. Și tocmai de aceea răspunsul a fost acesta pe care l-au primit din partea guvernului. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, pentru că, spuneam, e foarte importantă acțiunea aceasta la Curtea de Arbitraj Internațional, unde ei au mers fix pe acest articol din legea offshore. Că nu este clar, dar o lege este o lege, ei în acest moment nu pot spune că au un prejudiciu, sunt informații de culise. Andreea, legea nu e pentru toți operatorii din domeniul ăsta, văd că doar OMV-ul este nemulțumit de aceste prevederi. Pe piață nu e doar OMV-ul când joacă pe aceste reguli ale legii offshore, e foarte interesant că ei sunt cei mai nemulțumiți. Dar există aici o leacă de șantaj, ei la noi și noi la ei în acest moment? Se poate spune și așa, oficial nimeni nu vrea să meargă pe această cale, dar este clar că asta încearcă. Cu aceste momente cheie alese, fix înainte să avem un nou Consiliu JAI, așa s-a întâmplat și atunci. De data aceasta vedem cum s-a răspuns. Acum au fost foarte clar cei din Austria. Rămâne de văzut dacă se va schimba ceva, pentru că spuneam, le-a cerut acum premierul Marcel Ciolacu să joace cartea aceasta a diplomației.
Mulțumim foarte mult pentru aceste detalii, Andreea Dumitrache, despre culisele acestei întâlniri între șeful OMV și guvernanții români. Vreau să vă prezint invitații din această seară de la ediția specială. Domnul general Mircea Mândrescu, bună seara. Bună seara, domnule. Domnul general Cristian Barbu, bună seara. Bună domnul seara. General Corneliu Dobrițoiu, bună seara. Mugur seara. Ciuvică, alături de noi, de bună asemenea. Seara. Aici, alături de noi, domnul Ben Oni Ardelean, Partidul Național Liberal, și domnul Lucian Romașcanu, Partidul Social Democrat. De asemenea, Mirel Curea, redactor șef adjunct Evenimentul Zilei. Am văzut declarațiile lui Marcel Ciolacu să iasă ei din Schengen dacă e atât de distrus spațiu, să-și tragă gar cu sârmă ghimpată, noi vrem să fim în interior și ne descurcăm, la pachet cu refuzul adresat celor de la OMV privind cererile domniilor lor. Întrebarea este dacă domnul acesta de la OMV a venit pur și simplu întâmplător, cu puțin timp înainte anul trecut, ca Austria să ne respingă de la aderarea la Schengen, și cu puțin timp înainte de cele două consilii, JAI, unul după celălalt, de anul acesta. Încep cu domnul Ardelean să vedem care e percepția politică. Au venit întâmplător așa înainte de aceste lucruri majore pentru România? Dacă bine știți, a mai venit toată șeful de la OMV și a avut o discuție cu președintele Klaus Iohannis. Da, da, se întâmpla în 2022. Ar trebui să le conexăm puțin cu deciziile politice care sunt legate de aceste întâlniri cu șeful de la OMV. Părerea mea e că atitudinea de astăzi este una extrem de corectă. Dacă vrem să fim și corecți, fără să mai jucăm, încercând într-un fel sau altul că internațional mai putem obține ceva astăzi decât un joc foarte dur și categoric și în același timp drept. Cred că este important ca cei de la OMV să știe că dacă n-ar fi România, 80% din tot ceea ce vând ei nu ar exista. Și asta vă spun dintr-o discuție pe care am avut cu câțiva specialiști care mi-au spus că tot ceea ce face OMV-ul astăzi, cam 80% trăiesc de pe spinarea românilor. Iar o astfel de chestiune în care am spus-o și dățile trecute aici și vreau să o repet, Austria care nu este NATO și noi îi apărăm spatele, Austria care beneficiază extrem de mult de pe urma României economic și noi apărăm zona respectivă, își permite să ia o decizie incorrectă într-un context în care ar fi trebuit chiar dânsii să faciliteze o astfel de intrare pentru România. Dar cine pe cine șantajează dacă nu sunt simple coincidențe aceste sosiri ale celor de la OMV la nivel de șef mare, fix înainte de niște consilii JAI? Cu președintele Iohannis s-au văzut în noiembrie, n-am intrat în decembrie anul trecut, acum se văd în septembrie și avem niște consilii JAI octombrie și decembrie. Sunt state, și știți foarte bine ce vă spun aici, care jocul economic primează în fața jocului politic. La noi, din păcate, e cam invers. Ok. Din păcate spun asta. Domnule Romașcan, e coincidență? Nu poate fi o coincidență și nici nu este o coincidență, dar aș vrea să ne depărtăm de un termen atât de dur pe care l-ați folosit, și anume șantaj, pentru că dacă cine a făcut comerț știe că se folosește orice argument și orice pârghie pe care o ai în negocierile comerciale. Și, într-adevăr, începem să gândim și noi economic. Pârghia de respingere a României în Schengen e pârghie comercială? Nu, eu am spus că prezența, nefiind o coincidență, poate să ne ducă cu gândul acolo. Iar de data asta, nu știu cum a fost în alte dăți, dar de data asta răspunsul a fost extrem de ferm și corect, pentru că ne despărțim de zona, sau despărțim zona economică de zona politică în momentul în care un interes vital al României tinde să fie pus pe o masă de negociere. Iar răspunsul a fost foarte ferm și foarte clar. Din punctul nostru de vedere, singura soluție dreaptă pentru România este intrarea în spațiul Schengen, pentru că avem toate criteriile îndeplinite. Iar în ceea ce privește un interes comercial legitim al unei companii care investește major în România, acel lucru este guvernat de o lege în vigoare și lucrul a fost pus cât se poate de răspicat. Ok.